Trupa de teatru Paspartu a reputatului regizor român Dan Puric a fost aplaudată marți seara minute în șir la scenă deschisă sub pământ. Pentru prima dată în România, un spectacol de teatru s-a ținut la câțiva metri sub munte, în peștera Bolii din Valea Jiului, acolo unde spectatorii au fost întâmpinați cu vin fiert și ceai cald. Afară tot întuneric! Dar ce e aia ziua? Ziua e când strălucește soarele. Dar ce e soarele? Soarele. E tot ce poate fi mai frumos. Prestația actorilor care au interpretat o piesă a lui Ide Sârbu, Când brazii înfloresc, a stors lacrimi din ochii celor care au urmărit cu sufletul la gură o punere în scenă a unei tragedii. Cum vi s-a părut piesa de teatru? Excepțională, ținând cont că este adaptată mediului în care trăim noi, în mod special a minerilor, a mineritului, care se pare că încet, încet va dispărea. Văd că în final ați plecat cu o lumânare. V-a plăcut această simbolistică? Da, pentru că și tatăl meu a fost miner și când aud imnul minerilor, totdeauna plâng că tatăl meu cânta acasă. Sunt lucruri deosebite și ne dorim să fie din ce în ce mai des, nu? Sunt realmente impresionat de tot ce s-a petrecut aici la peștera Bolii. Și actorii s-au simțit minunat și parcă, mai mult ca niciodată, au învățat să înțeleagă altfel pe mineri. Pentru mine, minerii, ca și pentru mulți alții, de fapt, erau niște indivizi bărboși, foarte răi, care băteau intelectualii. Am avut la un moment dat ocazia să-l cunosc pe Ion Barbu, acum câțiva ani de zile, care mi-a schimbat total perspectiva despre mină, despre orizontul minesc. Ulterior l-am descoperit, de fapt, mai întâi l-am descoperit pe Sârbu, printr-o întâmplare, și mi-am dat seama că tot ceea ce știm noi, cei de afară, despre mină și despre lumea minei și despre mineri, este fals, este o minciună absolut deșanțată, în condițiile în care vorbim de niște oameni pe care nu-i poți descrie, de fapt, în cuvinte, pentru care la care cel mult te poți înclina. Mineri, o să vedem mâine vom coborî în abataj și o să vedem exact. Acum a fost o empatie, încă nu îi vedem, îi vedem ca bărbați. Cred că ăsta e singurul cuvânt, bărbați. Fiindcă, poate, la fel cum e soldatul, la fel cum e aviatorul, pornești la drum în fiecare zi știind că te întorci sau nu, dar oricum cu speranță și mergând să faci ceva. Dacă am trăit toți așa, Cioran spunea, dacă am face o injecție letală și oamenii ar avea conștiința morții, poate am fi mult mai vrednici de viața asta. Cred că, sau așa îmi imaginez că, eu ca actor, îmi imaginez că minerii sau în parte trăind cu această injecție letală zilnică ar trebui să fie mai, să aprecieze viața mai mult. Acțiunea culturală a fost inițiată de membrii Asociației Petro Aqua, cei care întrețin peștera, iar președintele Imre Suhanec spune că este un om fericit și că și-a realizat și acest vis. Un vis din 2006 s-a împlinit. Poate amintiți, în 2006, când am preluat peștera, am avut două idei care am spus, dacă ne apucăm, vrem să facem. Primul, să facem acel concert la care să cântă cele trei biserici împreună, și în 2007 am citit povestile petrilene și atunci când am citit Când înfloresc brazii, am spus, domnule, dacă ne ajută bunul Dumnezeu, ăsta va trebui pus pentru Valea Jiului. Și mă bucur enorm, vă spun, e o zi fericit din viață că am reușit. Peștera Bolii a devenit astfel, în această săptămână, un obiectiv cultural și așa vor cei care o au în îngrijire să rămână și pe viitor.